Tu ai cumpărat mașina asta de la un prieten de-al meu și trebuie să prezentăm și nesimțitul ăsta. Vedeți că practic toate mașinile bune pleacă de la noi ca idee. Dacă vrea să lucrăm, lucrăm cum trebuie, nu pe o ciorbă. Care sunt șansele, tu postând zilnic un TikTok, să facă 1.000.000? Care sunt șansele să fie așa de bună ideea și așa de bun clipul? Mică. Foarte mică. Da. Dar care e ideea să faci 1.000.000 de vizualizări din 16 clipuri? Băi, e puțin mai mare. Ce să vezi că e puțin mai mare. Îți dau din 100 de lei, trebuie să-mi iasă atâtea clipuri. Astăzi filmăm cu o mașină atipică de obicei pe acest canal și cu un invitat special, și anume cu fratele Andu, vă pup, care mai nou a trecut și el la vloguri auto, chiar dacă el este renumit pentru mâncare, pentru gurițele mici pe care le tot ia. Și asta tot o guriță mică, ea care are 18 consum. Aoleu, consumă mai mult ca tine înseamnă. Ce mai rău! Bă, arată ca și cum ar consuma mult, deși ați fi surprinși că nu este chiar atât de păguboasă precum ar fi un Chevrolet Camaro din America cu motor de la mare, dar acolo benzina e ieftină, aici benzina e scumpă, știi? Okay. Bă, una peste alta, mașina arată foarte bine, îmi place foarte mult din față cum se vede. Pachetul acesta de ZL1, dacă nu mă înșel din ceea ce cunosc și eu cât de cât de americane, chiar dacă eu sunt specializat, mi-am dat doctoratul pe Germania. Pe Germania, pe Sfânta Trăime. Exact, îmi place. Zi-mi așa despre mașină puțin, ce ai făcut la exterior, pe scurt, pentru că după aia o să trecem și la interior să vedem și ce a schimbat pe acolo și cum se conduce mașinuța. Ideea în felul următor, mașina a venit stock, eu am pus bara de ZL1, pragurile de ZL1, difuzor de spate ZL1, puțin adaptat cu niște fenuri mai mari în spate. Eleronul, care nu are doar estetic, ci m-a ajutat și să stea mașina pe stradă mult mai bine, jantele și distanțierii, propriu zis, până acum. Urmează să-i mai fac evacuarea. Îmi place mult combinația de culoare între negru și roșu. Astea erau laterale. A venit în kit. În kit de, și chestia e că sunt și funcționale. Deci astea vin în kitul de ZL1. Da, și gaura e funcțională dintr-un singur motiv. Aici dă aer în intercooler, iar acolo dă aer în frâne, pentru că are un mic vent la roată acolo. Și îmi place foarte mult, uite, poți să filmezi diferența de culoare între aceste două nuanțe de negru, să spunem. Așa, unul mai lucios și unul mai mat. Eu aici a fost ideea ta? Am făcut o românismă. De ce? Nu găsesc capotă originală de ZL1, că în general kitul ăsta am încercat să le iau cât mai original și atunci ce l-a dus pe român capul? Pune pe aia ca să o faci din efect vizual. Bă, și cât de cât eu zic că mi-a ieșit. Că a, se pare că e ridicată, dar nu e. Da, aia că ZL1 e aici și puțin tășită în jos. Aha, și era asta, greu de găsit capota. N-am găsit capotă originală, dacă are cineva dați-mi mesaj, și cumpăr. Bă, să mă scuzați dacă vorbesc un pic mai răgușit, dar noi tocmai acum, deci fix acum 10 minute, am terminat un vlog cu Andu. Horror, da. Într-o locație foarte șmecheră, chiar peste drum de aici, undeva prin zona Străulești. Are sânge. Am sânge, deci fii atenți ca să înțelegeți cât de hardcore a fost vlogul ăsta, că s-a uscat. Mamă, și aici am... Băi, și aici, nu mai zic. Mi-a dat perverse, ești nebun. Deci vlogul ăsta e hardcore, de tot o să-l găsiți la Andu pe canal, unde o să găsiți evident în descriere toate linkurile lui. Ia vine un pic și pe partea elaltă prin spate. După cum știți, astfel de mașini sunt predispuse de obicei la accidente, mai ales dacă sunt din America. Nu toate, nu este o regulă. Multe din mașinile astea vin într-o stare foarte bună, dar trebuie să te asiguri că nu este lovită, verificând-o pe Carvertical, evident, unde ai un link de 20% jos în descriere sau folosind codul Matei. Mașina asta are volanul schimbat pentru că Andu și-a dorit o mașină super custom, dar putea să aibă volanul schimbat deoarece ar fi avut airbag-ul sărit. Un raport Carvertical îți arată acest lucru, mai ales la început, unde vezi poze cu mașina accidentată, unde vezi de asemenea kilometri, dacă sunt real sau nu, istoricul lor de-a lungul timpului, dacă are o situație financiară sau juridică ok și nu are un leasing activ, daunele pe care le-a suferit în funcție de valoare de reparație, specificațiile mașinii, titlurile de proprietate și toate aceste lucruri pentru a fi sigur că nu la steapă. Deci 20% pe Carvertical cu codul Matei sau pe primul link din jos din comentarii. Trebuie să prezentăm și nesimțitul ăsta. Uitați-vă puțin cât am monstru a pus aici, bă băiată. Păi nu, că în caz că mi-e foc să am măsuță. E măsuță, zbang, pun chipsurile. Hop. Sau știi cum e schema aia, când te bași cu picioarele pe aici așa și mănânci McDonald's pe el. E căcat prin el la 90 Ai putea să faci un reel sau un TikTok așa, eu zic că ar prinde. Pentru mine e un pic multicel ăsta. Da, eu așa. Dar atrage atenția, adică clar nu te vei lăsa nevăzut. Eu dintr-un singur motiv l-am pus și ți-o zic sincer. Când plecam de pe loc, mașina pleca în S. Gen, dacă plecai în talpă, pleca în S, că de-aia se numește și Camaro SS. Adică pleca așa. Aha. Ai înțeles? Da. Acum când plec de pe loc, pot să pun toată puterea jos, că mașina e foarte ușoară. Mulți s-ar gândi că Camaro ăsta e foarte greu. Are o tonă 400, cât un Ford Focus. Aha. O tonă 400. cursă așa ușoară. 400, da. Deci dacă mașina e atât de ușoară, se înțelege de ce raportul de greutate între motorul acesta de 2 litri, dacă nu mă înșel. Are 0-100 în 5 secunde. Măsurat pe volan și pe ăsta al ei. Deci uite că nu mai ai nevoie să pui motor de la de 37 sau de 5, neapărat ca să miște, 36 e mai lent decât asta. Are o tonă 700. Și un motor cam neplăcut, dacă mă întreb pe mine, așa, adică nu prea are rostul, știi? Îmi place foarte mult cum este diferența asta de culoare între o nuanță deschisă, mai deschisă la jante și nu negru. Apropo, aviz celor care mă blamați când mi-am pus eu jante crom sau argintii. Și mi-am pus și aurii pe seria 6, albastră la exterior, frate, acum 4 ani. Primeam numai comentarii. Cocalar, nu? Ce jante ți-ai pus. Vai de ele, aurii direct, schimbă. Îmi place, îmi place cum vine, pică cum trebuie la linie. Apropo, pot să le spui oamenilor, tu ai cumpărat mașina asta de la un prieten de-al meu și al lui Radu, care a spatele camerei, comun chiar. Da, dar vrei să zic față pe asta, nu știe nimeni. Eu lângă mașina asta am mai stat acum 2 ani de zile. Și eu am văzut-o acum 2 ani de zile înainte să o cumpere. Înainte să o cumpere el, da. Când era nouă, probabil. Da, la 16 km. Am pus. Auzi, dar apropo de asta, vedeți că practic toate mașinile bune pleacă de la noi, ca idee. Bă, adevărul că la 20.000 un Camaro, mă rog, acum are 30.000, că am pus eu kilometri pe aia, dar la 20.000 de kilometri. Are, da, puțin. Am luat la 20.000 de kilometri. Are daune? Nu, zero. Te-am speriat puțin, recunoaște. Dar ai dreptate, tot OLX-ul, toate Camarorile de pe OLX sunt bubuite. Da, 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 nu. 91%, să zicem. Unul e singur bun, atât. Volanul ăsta, ce trebuie? Bă, n-am să zic, Viva Shift, îmi place foarte frumos cum ți-ai făcut padelele astea cu carbon, chiar. Și ăsta, de exemplu, eu nu mi l-aș fi făcut neapărat, deși îmi place, nu mi l-aș fi făcut pentru că era un briz în plus față de gusturile mele. Pe volanul ăsta arată bine, pentru că are loc. Mă, un Camaro e extra orice ar fi, gen mașina e făcută să fie extra, să fie mare, să fie impunătoare. Da, da, corect. Și atunci eu de asta am mers pe, bă, să fie de mălai mare. Bă, și miroase a nouă mașină, adică se simte că e destul de nouă, arată și foarte îngrijită, îmi place că ai grijă de ea. Și de asemenea are și un tratament ceramic, l-am observat instant de când a parcat mașina, se scurge orice, chiar și flegmele. Mi-au tras băieții 3 flegme corecte, uite, nici flegme nu mai stau. Hai să ne urcăm acum la interior să vedem și cum merge motorul ăsta de 2 litri de 300 de căluți, aproape. E ok, gata. Gata, după cum ați auzit, a dat drumul Andu la cei 4 cilindri puternici, nervoși. Da, bine, sunt în tur, nu sunt în sport în asta. Ia zi-mi, cum e cu mașina asta? Ce moduri are? Deci are tur, are sport și are zăpadă. Ca la Mustang, și la Mustang e aproape la fel. Mai există un mod, dar ăla există doar pe ZL1, este trek. În momentul ăla ți activează toată mașina, sal la revedere. Ok. Poți să faci drifturi, poți să faci chestii de toate, da, cam dezactivează mai multe, îți activează altele. Mașina asta are tracțiune spate, da. Și ar trebui să se simtă acest lucru. Tracțiunea spate de America e diferită, te fură foarte, da. Deci dacă nu ești atent, de exemplu, uite, pe ploaie nu poți să mergi mai tare de 50 la 60 la oră cu mașina asta. Dacă accelera cu mașina asta pe ploaie, te-a aruncat drept. Deci eu odată din greșeală, mă duceam la Caius, la munte, și am zis, bă, m-a prins o ploaie, ok, hai să merg mai încet, dar aveam 30 la oră. Aveam mașina cam de 2-3 luni. Și am apăsat din greșeală mai tare accelerația, repede, de la 30 la oră la 60 la oră și am simțit cum mi-a pus mașina cu totul pălat. Deci eram cu mașina așa. Deci te fură tare. Deci o mașină tinerească, e o mașină pe care clar tu ai făcut-o să arate și mai agresivă decât arăta de fabrică și chiar ai făcut-o bine pentru cineva care are primul proiect auto, să spunem, în zona asta de online. Ți-a ieșit cu gust, adică nu ți-a ieșit chicioasă. Înainte e foarte ușor să faci chicioase. Asta rău de tot. Da, chiar, tu înainte de mașina asta ai avut Duster, nu? Duster, care și pe ăla l-am modificat. Avea și era stage-ul, jante. Am văzut ce motor era. 1.5 DCI. Bună. Și îl dusesem de pe la 110 că a venit el și îl dusesem aproape de 170, avea cam 155, 160 pe acolo aveam. Aha, l-am dus bine. Și eu stage-ul la unul din astea. Dar e tare. E tare. Noi l-am vândut așa clienților, dar l-am făcut să văd cum merge. Și vezi că se mișcă. Adică nu e... Vezi că am făcut toată 0-100 cu Dusterul la 7 secunde cu Dusterul? Hai să nu exagerăm, să nu... A fost pe cronometre de telefon. Aha. Nu am făcut draghi la nicio mașină, nimic. Și ca modificări la mașina asta, la interior ce mai avem? Avem plafon, da. Se văd foarte frumos, îmi place. Da. Chiar nu m-aș fi gândit că sunt mașini americane la care s-ar pune steluțe, dar nu se vede chicios. Adică n-am pus foarte multe. Asta e chestia. Mie nu-mi place la steluțe să pui prea multe. Brad de Crăciun. Brad de Crăciun, nu, e prea mult. Drăguț cât se vadă. Exact. Și mi-am mai făcut aici drăguțul o gâmă și pe partea ta la BB, acolo ai o inimă. O gâmă, o guriță mică. O guriță mică, da. Ți-ai marcat și teritoriul cum ar veni. Ceva de genul. Volanul iarăși făcut de Viva Shift, foarte frumos. Îmi place mult de tot. Deci mașina îmi place de 20 de ori mai tare decât am volanul ăsta. Orice mașină. Da. Pentru că cu volanul ai cel mai mult contact, nu cu restul mașinii, știi? Da. Tu practic pe volan pui mâna, nu conduci mașina de la portbagaj. La interior e așa, a venit bicolor, nu? Așa a venit bicolor, cu ambientale, cu răcire, încălzire în scaune. Mi-am păstrat și încălzirea în volan, o dotare foarte rară care nu există pe Camaro în general. Eu am frânele mari, Brembo cu 6 pistoane. Și ce nu știe nimeni, de unde sunt frânele luate? Frânele sunt luate de pe Mitsubishi Evo 9. Aha. Turbina mașinii este de raliu Evo 9. Ia dă-i un pic pe sport și dă-i o inferioară să vedem un pic. Asta e modul secret. Acum am apeși o dată accelerația în palmă, în podea și ți-o ține turată. Ți-o bagă. Nu, se mișcă bine pentru 2.0, ești nebun. Oho. Oho, și sus în ture, ești prin dreapta. Și sus în ture chiar își face treaba. După cum am zis, nu mai e nevoie de motor de 3.7 aspirat să pui pe muscle car-ul. Cu V8-ul sunt de acord, e altceva. Și e sunetul ăla de muscle car, e altceva. E altă legătură. Dar uite ce frumos schimbă, mie îmi place cum schimbă. Asta e ca paranteză. Din ce știu, asta e cutia de 6.2 pe care am eu pe ea, 8 trepte. 8 trepte are? Cred că este o cutie normală cu convertizor, cum se pun acum mai noi, gen ZF sunt cele la cutiile nemțești, dar astea nu știu exact, nu vreau să vorbesc fără să știu. Ai depostat un TikTok. Da, eu postez în jumătate de oră. Nu? Și chiar la asta vreau să ajungem. Tu practic te-ai făcut remarcat cel mai mult datorită TikTok-ului la început, da. Nu? Deci eu la început am început pe TikTok cu Duster-ul și cu Duster am crescut undeva până la 100.000. Și am văzut pe românește, am văzut că bă, nu prea aveam campanii, nu prea mă băga nimeni în seamă, adică eram un băiat cu Duster drăguț care oricând făceam treaba și în continuare eu susțin și mă jur pe ce vrei tu. Deci Duster-ul este cea mai tare mașină pe care tu poți să o ai pentru București. Te duci unde vrei cu el, are consum puțin, bași ce vrei în el, mergi cum vrei. Eu sunt cel mai mândru că am avut la 18 ani Duster, nu mi-aș fi dorit altă mașină. Te-ai învățat să conduci? Da, am învățat să conduc, am putut să merg și cu familia, am putut să merg și cu prietena. După care de la Duster s-a făcut tranziția. Mie îmi place să mănânc de mult, de când sunt mic eu sunt dolofonel. Adică mie mi-a plăcut să mănânc de mic, nu a venit ca și cum, bă, vezi doamne. Nu, mie chiar îmi place să mănânc și am o plăcere de a mânca. Și am început să postez TikTok-uri în care testez. Ba de la Lidl, ba de la Carrefour, ba de la nu știu, de la toate magazinele, după care am dat-o pe restaurante în momentul când mi-a crescut puțin bugetul, pentru că, ca paranteză, eu nu merg cu pomana. Eu oriunde mă duc îmi plătesc, pentru că așa mi se pare normal. Să-ți plătești orice faci. Și mai ales la început. După aia, evident că lumea începe să te invite, Dar la început tu practic și refuz invitațiile de cele mai multe ori. Dacă vrea să lucrăm, lucrăm cum trebuie, nu pe o ciorbă. Ah, ok. Bă, românește. Prefer să-mi plătesc eu ciorba și să-mi o filmez eu, deci prefer, bă, zi-mi că vrei, eu plătesc eu mai bine și îmi fac eu treaba cum vreau eu. Exact. Mie așa mi se pare mai corect. Și ușor am început cu food testing. Dă-i, testează aia și a prins la oameni, pentru că într-un fel eu nu sunt critic culinar, nu sunt șef Florin Bonta, nu sunt normal. Sunt un om normal care mănâncă normal. Mă rog, normal mănânc. Anormal. Dar îți dai cu părerea din popor, gen. Culmea că am o părere care probabil mulți oameni au rezonat cu ea. Și pentru că oamenii au rezonat cu părerea mea, eu cred că de asta am crescut așa de ușor. Plus că am fost foarte constant, adică de 2 ani de zile eu n-am avut zi să postez sub 16 TikTok-uri. Wow! Asta m-a uimit cel mai mult la tine. Deci, ideea care e, vreau să-l aduc pe Andu în videoclipul ăsta, nu neapărat doar pentru mașină, deși e o mașină și foarte frumoasă, dar vreau să venim cu oameni care au povești interesante, mai ales în generația asta noastră în care fiecare vrem să creștem, vrem să și în social media, și în business-uri și tot ce vrem să facem. Andu a avut o ascensiune foarte rapidă și de-aia l-am considerat un invitat foarte relevant, pentru că mulți ne dorim să creștem rapid. Ei bine, lucrul ăsta nu se aplică la toată lumea, dar cu cât dai cantitate și calitate mai mare într-un timp mai scurt, ai șanse mai mari să crești. Și asta este fix exemplul lui, pentru că postând 16 TikTok-uri pe zi, dacă eu de exemplu postez 1 pe zi, tu practic câștigi 16 zile în fața mea. Da. Eu așa o gândesc, pe TikTok, pentru că e platformă de volum. Eu am o regulă simplă pe care o aplic și le explic tuturor. Care sunt, deci, conversia la un clip de 1.000.000 de vizualizări sunt cam de 1.000 de urmăritori noi. Atenție, dacă ai un cont la început, deci dacă ai dat un clip de 1.000.000 de urmăritori, poți să urmărești, câștigi cam 1.000 de urmăritori. Care sunt șansele tu postând zilnic un TikTok să facă 1.000.000? Care sunt șansele să fie așa de bună ideea și așa de bun clipul? Mică. Foarte mică. Da. Dar care e ideea să faci 1.000.000 de vizualizări din 16 clipuri? Bă, e puțin mai mare. Ce să vezi că e puțin mai mare. Dar acum depinde și ce fel de conținut ai, pentru că uite, pe mașini eu nu puteam, postam 16 TikTok-uri pe zi, dar postam bombe, adică postam niște de-alea rele. Știi? Adică... Pentru că n-ai cum să inventezi atâta conținut. Trebuie să fii la un nivel de creativitate mult prea ridicat și ca timp. Că n-ai timp fizic. Adică uitați cât de mult le chinuim să facem noi 8-10 clipuri pe YouTube pe lună. Eu pe săptămână pun 16 TikTok-uri pe zi. Nu știu cât vine pe total. Reel în fiecare zi sau la două zile în caz că nu am cum. Și încerc să fac două vloguri pe săptămână. În paralel mai am și un canal de shorts care și pe ăla se postează zilnic. Ce postez pe TikTok? Da, am două canale diferite de YouTube. Unul de shorts pentru că am văzut o chestie foarte tare. Copiii care sunt foarte tineri, gen 6-7-8 ani, nu au acces la TikTok și ei mă știu de pe YouTube Shorts. Și nu am vrut să încurc canalele și am făcut unul de shorts, unul de YouTube normal. Acum, practic, conținutul este nu numai duplicat, dar și în cantitate mult mai mare decât era pe vremuri. Da, da, înainte puteai să pui, să zicem, pe YouTube, da, cred că era cam aceeași regulă ca acum, nu s-au schimbat prea mult în ultimii 4-5 ani. Dar cu platformele astea care livrează conținut în format vertical, să le spunem așa, că practic asta sunt de fapt, s-a schimbat tot. S-a schimbat regula jocului. S-a schimbat regula, Și mulți nu s-au adaptat și e foarte greu. Inclusiv eu consider că nu m-am adaptat, adică pe TikTok l-am târâit așa din greșeală, după s-a făcut 100 și ceva de mii de urmăritori, pentru că am repostat chestii pe care le făceam pe YouTube, dacă mă focusam pe el 100%, trebuia să fie avut de cel puțin 3, 4, 5 ori mai mult, știi? Nu, eu am recunoscut și am zis, pe mine TikTok-ul m-a crescut, eu cu TikTok-ul mi-a crescut YouTube-ul, cu TikTok-ul mi-am crescut Instagram-ul, mi-am crescut absolut tot din TikTok. Asta a fost tot la mine, bine? Și investesc cel mai mult în TikTok pentru că zilnic se investesc pe canalul meu de TikTok, adică mare parte din ceea ce fac și investesc, pentru că altfel, după părerea mea, n-ai cum. Eu, produsele pe care le vedeți că le cumpăr din Lidl, din Kaufland, le plătesc eu și clipul normal. Și cu 100 de lei, de exemplu, eu îmi fac buget pe zi, cam trebuie să am 500 de lei de cheltuială. Grosomodo, că sunt unele zile când cheltui mult mai puțin. Da, da, da. Dar uite, îți dau, din 100 de lei trebuie să-mi iasă atâtea clipuri. Dacă din 100 de lei nu mi-au ieșit atâtea clipuri, băi, este o problemă. Dacă am văzut că nici nu s-au dus într-o vizualizare, atunci e și mai nasol. Eu îmi calculez totul. Totul are un return, adică chiar dacă pare o joacă, nu e. Adică pentru că la 16 clipuri pe zi sunt de investit lucruri. Aia zic, da. Și cum ai ajuns să poți să monetizezi asta? Pentru că, după cum știți, TikTok-ul la noi deocamdată din vizualizări nu este monetizat. Multă lume întreabă chestia asta. Dom'le, câți bani faci din vizualizările alea? Deci din TikTok, zero. Și din Instagram, ca să știți, la fel, zero. YouTube este singurul, dar oricum e foarte puțin. Adică dacă nu faci vizualizări foarte multe... Tot ce fac din YouTube bag înapoi în cameraman, exact. În editor. Eu depășesc cu mult. Adică... Da, la tine, bine, la tine văd că e mai multe camere. La mine sunt ori eu cu bebe, ori eu cu încă doi prieteni de-ai mei care mă mai aștept să filmez. Da, da, da. Deci nu poți trăi din banii pe care îi faci pe vizualizări. Dar, evident că atragi campanii. Și la tine, asta vreau să te întreb, pe TikTok prima oară, cum ai reușit să monetizezi, practic, treaba pe care ai făcut-o? Din greșeală. Pentru că, uite, eu nu pot să zic că am acces la branduri foarte, foarte mari. Într-adevăr, am avut campanii și cu branduri super mari, super cunoscute. Dar eu am campanii pe partea de branduri de-astea locale. Restaurantul lui Xulescu, restaurantul lui Xulescu. Pentru că la mine se uită foarte mulți oameni atât de categorie mijlocie, mari. Eu am avut de unde mi-am dat seama de treaba asta? Eu am scos produsul meu Cozona cu o guriță mică de Crăciun. L-am văzut și eu că te-a rupt. Primele două săptămâni, să știi că, uite, eu o mare parte din livrea prin București le-am făcut eu, pentru că voiam să mă întâlnesc cu oamenii, voiam să văd ce publicam. Și plus că am văzut de multe ori că le făceam în bucurie la copii când mă vedeau. Normal. Și eu am văzut în felul următor. Am avut și copii care nu au avut așa de multe posibilități și, ce să vezi, au scos bănuți să cumpere un cozonac care e un preț mare, dar era și bun. Și am văzut și oameni care, într-adevăr, am livrat la niște case de te doare capul. Forță, da, adică... Și după aia te-ai oprit. Deci am avut din toate clasele sociale, și mai bătrâni, și mai tineri, și copii. Bă, ideea este că, practic, dacă ar fi să le punem așa ca pe tablă, în afară de campanii pe care le-ai atras, a doua sursă de monetizare ar putea să fie un business legat de mâncare pe care ți-l faci tu. La tine a fost asta cu cozonaci, cu siguranță burger o guriță mică și roll și waffle o guriță mică. Roll și waffle? Da, sunt niște produse la niște parteneri de mei, King Rolls se numesc. Nu, fost lângă, scuze-mă că ne blocăm aici. Niște parteneri de mei, King Rolls, care eu... Știu pe cum, sunt prieten cu Octavian. Da, eu de ce am ales să colaborez cu ei? Este o shawarma altfel, pe românește, este o shawarma altfel, care mi-a plăcut că înainte să se implementeze tot ce înseamnă regulile astea de kilocalorii la restaurant, ei aveau deja treaba asta. Adică au fost toate restaurantele care lucrează cu mine trebuie să aibă în primul rând, eu intru în bucătărie. Bă, dacă în bucătărie nu-i curat, sal la revedere. Ok, nu țin să fie curat la 12 noaptea după ce ați muncit toată ziua, este absolut logic. Dar la prima oră dimineața trebuie să fie curat. Deci înainte să colaborăm, stai să văd și o bucătărie. Deci intru, mă uit, pentru că eu gătesc în bucătărie și se văd lucrurile. Doi, trebuie înainte să-mi facă plata, să-mi facă toate chestiile, eu testez mâncarea. Băi, dacă nu-i bună mâncarea, nu lucrăm. Pentru că eu știu că se duce omul respectiv acolo. Normal. Și ce face dacă nu-i bună mâncarea? Mai a doua oară se mai duce dacă ce a recomandat eu nu e bun? Normal că nu. Și atunci degeaba am luat, degeaba mă bucur de banii aia, pentru că știu că a doua oră nu mai am rezultatele necesare. Clar. S-a apucat de Andu. A fugit un pic de spate, nu? Puțin. Bă, să știi că se mișcă bine, îmi place că are cuplu. Uite, asta lipsește la motoarele aspirate. Nu are cuplu de jos. Am avut acum când am fost în Dubai, mi-am luat R8 V10 Plus. Și, într-adevăr, nu se compară nimic sunetul. Deci una peste alta, ca sfat, tu spui cantitate și perseverență, nu? Da, bine, și puțină calitate, că altfel n-ai cum. Da, normal, ai nevoie să-ți bagi joc. Eu zic că balansul trebuie să fie cantitate mare și calitate medie. Pentru că nu ai cum să faci și cantitate mare și calitate medie, mai ales când n-ai echipă. Că eu n-am echipă în spate. Sunt eu și cu Betty, atât. Și țineți cont că nu înseamnă că doar strategia lui sau doar strategia altuia funcționează. Sunt unele persoane care efectiv pun un clip pe zi, la care se muncește foarte mult. E ca un mini vlog, să spunem așa, care din clipul ăla poate să facă constant peste jumătate de milioane de vizualizări, să adune o grămadă de urmăritori, să aibă o conversie foarte mare de urmăritori, pentru că li se pare interesant. Părerea mea e că fiecare trebuie să aibă strategia lui, pentru că se poate strategia mea să nu mai meargă la nimeni. A prins la mine că a prins sketch-ul, că sunt eu ca persoană. Sau i-a plăcut ceva omului legat la mine. Da. Fiecare om trebuie să, că mulți mă întreabă: "Bă, cum poți să devin viral?" Bă, nu știu, fă ce-ți place. Eu am făcut ce mi-a plăcut și adică asta e răspunsul. Bă, cum fac bani din online? Nu știu, că nici eu n-am vrut să fac bani. Exact, bravo, da. Eu n-am vrut să fac bani din online. Eu am făcut că îmi place să mănânc. Bă, că după 10 oameni au plăcut și s-a întâmplat. Eu recunosc, la mine a fost pur noroc, doar că a fost norocul să-mi dau și seama cum să o leg. Da, și mâncarea este un lucru care nu o să moară niciodată. Nu o să moară niciodată, asta vreau să spun. Imobiliarele și mâncarea nu o să moară niciodată. O să ai mereu nevoie de un loc unde să locuiești și un loc unde să mănânci, știi? Da. Da, băi, băieți, să nu uitați să dați și lui Andu neapărat un follow pe TikTok, pe YouTube, pe Instagram, pe OnlyFans, peste tot. Și follow la burger o guriță mică. Exact. Pa, pa!